Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Iubiți credincioși care sunteți în comuniune directă cu noi, cei din Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, suntem prezenți în această seară pentru a continua catehezele despre Sfânta Liturghie. Ca întotdeauna, la început, îl invocăm pe Duhul Sfânt cu lumina și cu darurile sale ca să putem cunoaște adevărul, să putem pătrunde cât mai mult în tainele științei biblice, în tainele pe care Biserica nu numai că le celebrează, dar și le și predică, le și explică, și mai ales îl invocăm pe Duhul Sfânt pentru că am început pregătirea spirituală pentru sărbătoarea Lui, rosaliile, coborârea Duhului Sfânt. Îl invocăm așadar printr-o cântare. Credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Am ajuns la a șasea cateheză despre Sfânta Liturghie. Această cateheză, cum vom vedea, aprofundează primele momente ale rugăciunii euharistice, și anume prefața precedată de un dialog între preot și credincioșii participanți și încheiată cu frumoasa cântare Sanctus sau Sfânt. Dar mai întâi aș vrea să recapitulăm un pic ceea ce am văzut până acum și vom vedea în continuare ca o schemă generală care să ne se imprime bine în mintea noastră despre Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie cuprinde mai întâi riturile introductive. În al doilea rând, prima parte principală a liturgiei, numită Liturgia Cuvântului. În al treilea rând, liturgia numită Euharistică.
Și în al patrulea rând, riturile de încheiere, ca să le distingem mai bine și să fie mai eficientă participarea noastră la Sfânta Liturghie, normele liturgice prevăd ca aceste părți ale Sfintei Liturghii să fie celebrate în locuri diferite. Și reamintesc, riturile introductive de la așa-numitul scaun prezidențial, respectiv scaunul episcopului, unde mă aflu eu acum numit catedră, cu pupitrul din față, partea principală, prima a liturghiei, liturgia cuvântului, se desfășoară la pupitru sau amvon. A doua parte principală a liturghiei, numită liturgia eucaristică, se desfășoară la masa de jertfă, ca finalul, riturile de final, să se desfășoare acolo de unde a început liturghia, adică la scaunul prezidențial, respectiv catedra episcopului. Vedeți că este important și acest lucru și ne ajută mai bine să înțelegem Sfânta Liturghie, chiar respectând locurile, și rog pe preoți să țină cont de acest lucru și să facă tot posibilul ca în bisericile parohiale, ca și în filiale, să fie respectate aceste norme privitor la celebrarea liturghiei, locul celebrării. Reamintesc, scaunul prezidențial, pupitru sau amvonul și masa de jertfă și în final din nou la scaunul prezidențial. Exceptând situațiile în care, cum avem acum afară, n-avem spațiu cuvenit pentru a respecta cu strictețe toate aceste detalii cu privire la locul celebrării părților Sfintei Liturghii, sau preoții în vârstă care celebrează, pensionari, în casele lor, o daie mică, n-au cum, sau în capelele care sunt micuțe, nu-i spațiu. Dar în rest, oficial, în fiecare parohie, în fiecare biserică filială, îi îndemn stăruitor pe toți preoții să respecte aceste norme prevăzute de Sfânta Biserică în ceea ce privește inima Bisericii, care este Sfânta Liturghie. Noi suntem acum în Cateheza a VI-a, la partea a doua principală a liturghiei, numită Liturgia Eucaristică. Și în cadrul ei suntem la rugăciunea eucaristică, inclusă în liturgia eucaristică. Deci rugăciunea este cea mai profundă, cea mai puternică, cea mai minunată, plină de mister, dacă vreți, rugăciune din toate rugăciunile pe care le are Biserica. Această rugăciune eucaristică, despre care voi începe să vă vorbesc în seara aceasta, este rugăciunea de aducere de mulțumire, dar și de sfințire, prin care pâinea și vinul care au fost prezentate la altar, la ofertor, devin trupul și sângele lui Iisus Hristos. Este de altfel rugăciunea lui Iisus Hristos de la cina de taină, ultima cină. Această rugăciune a lui Iisus se actualizează tocmai la această parte din Sfânta Liturghie numită Liturgia Eucaristică, rugăciunea cu același nume, Eucaristică. Această rugăciune eucaristică este de fapt, de aici și ceea ce v-am spus în prima cateheză, că liturghia, sfânta și dumnezeiasca liturghie, este inima vie a Bisericii. Și tocmai aici intrăm în inima
Sfintei Liturghii, la această rugăciune euharistică, inima întregii celebrări a Sfintei Liturghii, inima care izvorăște, din care izvorăște toată puterea mântuitoare a Sfintei Liturghii. De aceea și spunem, cum zic orientalii, dar putem împrumuta și noi, că e frumos, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. De aici izvorăște, deci, toată puterea mântuitoare a Sfintei Liturghii și către care, de altfel, se îndreaptă toate aspirațiile și dorințele întregii biserici, iar biserica o formăm noi, toți cei care suntem botezați. Către această jertfă mântuitoare se îndreaptă toate aspirațiile și dorințele noastre ale bisericii. Fiecare rugăciune eucaristică, o să vedem, este structurată în mai multe părți, începând cu dialogul dintre preot și participanții la Sfânta Liturghie, apoi prefața propriu-zisă și încheierea ei cu acel minunat Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeul oștirilor cerești. Ei, asupra acestora ne vom opri atenția în cateheza din seara aceasta. Mergem cu gândul și cu inima la cina de taină. Cum ne spune Sfânta Evanghelie, după ce Iisus a luat în mâinile sale pâinea și apoi vinul, ceea ce face, repetă preotul, primește darurile la ofertor. Și la momentul potrivit, el va lua în mâinile sale pâinea și vinul, care vor deveni, la momentul potrivit, trupul și sângele Domnului. Așa a făcut Iisus la cina de taină, după ce a luat în mâinile sale pâinea și apoi potirul cu vin, sau cupa cu vin, Iisus a rostit rugăciunea de binecuvântare și de mulțumire. Citim în Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 14, versetele 22-23. Această rugăciune de binecuvântare și de mulțumire este actualizată, rugăciunea lui Iisus este actualizată la Sfânta Liturghie, atunci când preotul rostește rugăciunea de aducere de mulțumire și de sfințire, prin care pâinea și vinul de pe altar devin trupul și sângele lui Hristos. Aceasta este prefața de la Sfânta Liturghie. Al doilea moment al liturgiei eucaristice, după ofertoriu, așadar, este rugăciunea aceasta de aducere de mulțumire și de sfințire, rugăciune eucaristică. Intrăm în felul acesta în inima întregii celebrări, inimă din care izvorăște întreaga putere mântuitoare a Sfintei Liturghii și către care se îndreaptă, cum spuneam, toate aspirațiile și dorințele întregii biserici. De remarcat că biserica noastră romano-catolică are ritul ei specific, diferit de ritul bisericii tot catolice, dar de rit oriental sau grec, ca și ritul din bisericile sau biserica ortodoxă, tot orientală. Ritul bisericii noastre, adică modul nostru de a celebra Sfânta Liturghie, valabil și al nostru, valabil și al celor răsăriteni. Numai că noi, fiind romano-catolici, ne ocupăm și încercăm să înțelegem ritul în care celebrăm noi Sfânta Liturghie. Și spun că Biserica Romano-Catolică are mai multe rugăciuni euharistice, 4 principale, noi obișnuit folosim pentru că este mai scurtă rugăciunea a doua euharistică,
Duminica folosim de regulă a treia rugăciune eucharistică, dar este și prima, cea veche, care era în limba latină, canonul întâi roman, aia e lungă. Și mai este încă una, a patra, din cele patru principale, pe care de asemenea o folosim mai rar. Nu înseamnă că nu o putem folosi, chiar ar fi de recomandat să mai schimbăm din când în când, să înțeleagă credincioșii că sunt mai multe posibilități de a ne adresa lui Dumnezeu în această minunată rugăciune numită eucharistică. Deci sunt patru rugăciuni principale și mai sunt alte nouă care pot fi folosite în diferite împrejurări. Fiecare rugăciune eucharistică, dar fiecare din toate acestea au o bogăție spirituală și teologică profundă și proprie fiecare, având însă ceva comun, toate, fie că sunt mai dezvoltate sau mai sintetizate, toate au în comun structurarea în mai multe părți, care vor fi toate analizate pe parcursul acestor catehezi. Asta e rolul lor. Asta ne-am propus noi în acest an dedicat Sfintei Liturghii. Să explicăm bucată cu bucată Sfânta Liturghie, pentru ca atât noi preoții care celebrăm în persoana lui Hristos liturghia, cât și credincioșii care participă la Sfânta Liturghie să o înțeleagă cât mai bine, ca să o putem trăi cât mai mult și să o prețuim mai mult. Că v-am spus altădată, și o spun acum din nou, n-avem nimic mai valoros, mai minunat, mai bogat pe care să putem oferi lui Dumnezeu pe fața Pământului decât jertfa Sfintei Liturghii. Făcând asemănare de a aduna, cum spun unii sfinți mistici ai bisericii, putem aduna toate rugăciunile celelalte din cărțile noastre de rugăciuni, toate orele de adorație, toate devoțiunile pe care le avem, calea crucii, rozariu, devoțiuni la atâția sfinți, toate la un loc, dacă le adunăm, nu valorează cât o singură Sfântă Liturghie. Așa de mare valoare are Sfânta Liturghie, pentru că aici este prezent Fiul lui Dumnezeu, care se roagă cu noi, în numele nostru, Tatălui Ceresc, și aduce mulțumire, preamărire. Nu putem sau nu avem o rugăciune mai valoroasă, mai minunată decât Sfânta Liturghie. De aceea sunt unii creștini care, fiind mai ales ajungând la pensie, să spunem, și fiind sănătoși, fac tot posibilul să nu piardă o Sfântă Liturghie. Știind că într-o zi vor închide ochii, se vor prezenta înaintea lui Dumnezeu și vor avea în mâinile lor această comoară de liturghii la care a participat în viața lor. Dacă am înțelege cât de importantă și măreață și valoroasă este Sfânta Liturghie, am lăsat la o parte orice și am fi prezenți la ea. Dar trebuie să medităm, să înțelegem această valoare, ca să, exact ca un lucru, o bancnotă, eu fac de multe ori asemănarea aceasta, în explicațiile, catehezele pe care le făceam în general, să spunem, la pregătirea la căsătorie, dar și cu copiii, în diferite ocazii, catehezele cu ei, făceam asemănarea aceasta cu o bancnotă. Să spunem, o bancnotă de 100 de euro. Dacă o dai unui copilaș de un an, doi ani, necunoscându-i valoarea, poate să o boțească, să o rupce, să o arunce în foc. Dar ia să dai la unul care știe ce înseamnă, așa frumos o așează, știe ce înseamnă o bancnotă, o bucată de hârtie, de 100 de euro. Prin asemănare, dacă am înțelege ce înseamnă o Sfântă Liturghie cu adevărat, și ăsta e rostul catehezelor noastre,
am prețui eu mai mult, am fi mai atenți la celebrarea Sfintei Liturghii și am trage mai multe foloase din ea. Așadar, revenim la această cateheză de astăzi. Spuneam că sunt mai multe rugăciuni eucharistice, toate au valoarea lor și noi le vom analiza pe parcursul acestor cateheze. Dar mai întâi este important să conștientizăm un lucru, e foarte important, și anume caracterul unic al acestei rugăciuni eucharistice, numită încă din antichitate în limba latină actio, în traducere acțiune. Adică, ce vreau să spun? Că rugăciunea eucharistică, așa de prețioasă, nu este doar o înșiruire de cuvinte îndreptate către Dumnezeu, pentru ca pâinea și vinul să devină trupul și sângele lui Iisus, o înșiruire de cuvinte. Nu! Rugăciunea aceasta eucharistă este o acțiune, o acțiune, este o autentică acțiune. Este acțiunea aducerii de mulțumire a bisericii împreună cu Hristos, și aici e valoare mare, împreună cu Hristos și mai ales acțiunea de sfințire sfințitoare a lui Dumnezeu, prin care sunt sfințite darurile, care nu pot lipsi de la prezentarea darurilor, v-am spus cateheza trecută, pâinea și vinul. Acestea vor fi sfințite și vor deveni trupul și sângele lui Hristos. Și în același timp, sunt sfinții, toți sfinții care, cei care participă cu inima deschisă și plină de credință la această rugăciune, rugăciunea rugăciunilor, rugăciunea eucharistică, care se deschide cu prefață. În timpul rugăciunii eucharistice are loc ceva uluitor. Mintea este nălucită în fața tainei iubirii lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu, a lui Iisus, care se jertfește, care vine pe altarul nostru, e gata să vină în mijlocul nostru. Inima freamătă de emoția învierii, credința dorește să cuprindă darul Duhului, iar voința încearcă să devină părtașă la înălțarea lui Hristos către Tatăl Ceresc. Rugăciunea eucharistică este cea mai importantă și înaltă rugăciune a bisericii. Biserica există pentru a o rosti. Rețineți, biserica există pentru a rosti această rugăciune eucharistică, iar noi devenim biserică atunci când ea, această rugăciune, este rostită. Devenim biserică. Ce înseamnă biserică? Unirea tuturor celor care cred. Când rostim această rugăciune, noi ne simțim una în Hristos. Mai mult, preotul însuși, care, spuneam, lucrează, acționează în persoana lui Hristos, preotul însuși există pentru a putea face această rugăciune în numele întregii biserici. De aceea a înființat Iisus preoția. Faceți aceasta în amintirea mea. Preotul există pentru a putea face această rugăciune în numele întregii biserici, în persoana lui Hristos. Prin această rugăciune, biserica, ce frumos, se îndreaptă către Tatăl Ceresc, Creatorul Cerului și al Pământului, și îl imploră să-l trimită pe Duhul Sfânt asupra darurilor, pâinea și vinul de pe altar, să-l trimită pe Duhul Sfânt asupra acestor daruri și să-l trimită pe Fiul Său cu trupul și sângele Său. Iar Duhul, Duhul Sfânt și Fiul, a doua persoană a Sfintei Treimi, coboară
ci acționează. De aceea spune că rugăciunea aceasta este acțiune, nu doar un șiruire de cuvinte. E o realitate. Duhul și Fiul coboară și acționează, săvârșesc ceva minunat, adică transformă pâinea și vinul în trupul și sângele lui Iisus. Preotul este doar instrumentul pe care îl folosește Dumnezeu pentru acțiunile sale, dumnezeiești. De aceea este consacrat preotul, este uns în ziua hirotonirii sale. Dar și noi suntem prezenți la această rugăciune, rugăciune care ne transformă și pe noi, nu numai pâinea și vinul în trupul și sângele lui Iisus, ci această rugăciune euharistică, această acțiune ne transformă și pe noi, participanții toți, în frunte cu preotul, într-un singur trup și un singur suflet în Hristos, adică ne face să fim biserică. Nimic nu mai este la fel pe altar și în biserică după ce se săvârșește această rugăciune. Nimic nu mai este la fel, totul este transformat. Pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului, noi, participanții în biserică, trupul mistic al lui Hristos. Să începem analiza conținutului acestei rugăciuni minunate euharistice. Preotul se adresează mai întâi poporului. Are loc acel dialog, așa începe rugăciunea aceasta euharistică. După prezentarea darurilor și rugăciunea asupra darurilor, începe rugăciunea cu un dialog. Preotul, popor. Și cum începe? Domnul să fie cu voi. Și apoi știm, sus, inimile și așa mai, dar luăm la rând. Ca să vedeți cuvinte pe care noi le rostim de atâtea ori, dar niciodată poate nu le-am meditat ca să înțelegem ce spune preotul, ce spunem noi, care-i conținutul acelor cuvinte. Acest dialog dintre preot și credincioși conține trei scurte, dar importante îndemnuri din partea preotului cu răspunsurile din partea credincioșilor. Dar de ce este nevoie ca preotul să se adreseze mai întâi poporului înaintea rugăciunii propriu zise? De ce este important acest lucru? În primul rând, pentru că avem nevoie să formăm un singur trup, un singur suflet, care să ne unească cu Hristos în rugăciunea sa de mulțumire și de sfințire. Să se realizeze, să înțelegem că formăm împreună un singur trup cu Hristos. Apoi, pentru a ne indica faptul că nivelul rugăciunii ajunge acum la gradul cel mai înalt și cel mai profund. Deci, prima dată, preotul spune așa, Domnul să fie cu voi. Și poporul răspunde, și cu Duhul tău. Am auzit deja acest dialog la începutul liturghiei. Deci, nu-i prima dată când îl auzim la liturghie. La începutul liturghiei, Domnul să fie cu voi. Episcopul spune, pacea să fie cu voi. Și poporul răspunde, și cu Duhul tău. Și mai auzim o dată acest lucru la proclamarea Evangheliei. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Iată aici, a treia oară, auzim aceste cuvinte. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Vă amintiți că spuneam atunci, nu-i doar un simplu salut? Cum am spune noi, bună dimineața, ce mai faci oameni? Sau știi cum îi salutăm noi? Nu e un simplu salut ăsta. Nu, este un anunț. Preotul anunță comunitatea, fraților, fiți atenți, noi ne jucăm, noi suntem aici, Domnul e cu noi, este în mijlocul nostru. Deci vestește ceva, nu e un simplu salut. Și același lucru, răspunsul credincioșilor. Părinte, nu numai cu noi, dar și cu Sfinția ta care celebrezi, este Domnul. Un anunț, ne întărim această convingere că Dumnezeu este cu noi, este în mijlocul nostru.
Deci la început și înainte de Evanghelie. Și atunci spune, de ce ar mai trebui repetat acum pentru a treia oară acest salut și acest răspuns în cadrul celebrării? Știți de ce? Pentru a ne aminti că începem rugăciunea cea mai intensă a celebrării Sfintei Liturghii și că avem nevoie de ajutorul Domnului. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Avem nevoie de Domnul. Acest salut al preotului este asemănător unei binecuvântări în cazul acesta, prin care arată poporului că împreună cu el preotul va oferi Tatălui Ceresc rugăciunea Fiului și chiar viața Fiului. Că Sfânta Liturghie este jertfa lui Hristos, reînnoită pe altar, numai că în mod nesângeros, dar aceeași jertfă de pe Calvar. Și dacă adunarea credincioșilor are nevoie de ajutorul divin pentru a rosti această rugăciune minunată de mulțumire și de sfințire a lui Hristos și ca să trăiască bine rugăciunea, acest lucru este cu mult mai necesară preotului. El are nevoie de o atenție sporită a inimii când va săvârși gesturile lui Iisus Hristos și mai ales atunci când El va pronunța cuvintele lui Hristos pline de iubire și cu putere dumnezeiască de a transforma pâinea și vinul în trupul și sângele lui Iisus. Vom vedea catehezele următoare când ajungem la acele cuvinte. Ce importanță au ele rostite de preot, de el trebuie să fie pregătit. De aceea poporul spune și cu Duhul tău, Părinte, fii atent că acolo nu ui, ne reprezinți pe noi, noi formăm un singur trup. Sunt cuvinte în cadrul întregii rugăciuni eucaristice pline de har, minunate, să ai grijă că Domnul este și cu tine, nu numai cu noi. Asta vreau să spună răspunsul poporului. Mai că noi le spunem repede, Domnul să fie și cu Duhul tău, sus inimile, le avem la Domnul. Să le înțelegem mai bine de azi înainte. Cuvintele poporului, acestea și cu Duhul tău, sunt și ele o adevărată binecuvântare. Dacă ale preotului către popor nu sunt un simplu salut și nu sunt numai o vestire că Domnul e în mijlocul nostru, acela la început și înainte de Evanghelie, de data aceasta, ele sunt și o binecuvântare din partea preotului, dar și o binecuvântare din partea poporului asupra preotului, pentru că poporul îi amintește de prezența specială a Domnului primită în ziua hirotonirii lui. Tu nu ești orice om ca noi ceilalți, ești om din carne și oase, dar tu ai o consacrare sfântă, cu tine este Domnul și mai ales la liturghie, timpul Sfintei Liturghii. Cu alte cuvinte, credincioșii îi spun cam așa preotului, acum fii preot pentru noi. Fiind însă conștienți că există un singur preot, Hristos este unicul și marele preot, dar El ne-a comunicat și nouă din preoția sa, fără nicio vrednicie din partea noastră. Acela care îl reprezintă acum are nevoie, adică preotul, să fie într-o intensă sintonie cu Hristos, marele preot. Rolul esențial al preotului în cadrul celebrării, cadrul rugăciunii eucaristice, indică o realitate esențială a tuturor rugăciunilor. Biserica, vedeți, se adresează Tatălui Ceresc, doar prin Hristos, care este capul bisericii, iar preotul este semnul viu pe care lumea îl vede. Pe Hristos nu-l vedem ochii trupului, dar pe preot îl vedem și îl acționează în persoana lui Hristos. Este semnul viu al lui Hristos în mijlocul poporului lui Dumnezeu, care își conduce poporul înaintea Tatălui Ceresc. Aceea este extraordinară această chemare la Sfânta Preoție. Mai departe, sus inimele,
Continuăm dialogul. Sus inimile. Invitația preotului este aici un adevărat strigăt care vrea să ne retrezească atenția minții nouă celor care participăm la Sfânta Liturghie și mai ales să trezească atenția sau să suscite, să pună în mișcare inima noastră către ceea ce Dumnezeu va realiza. Minunea de pe altar, transformarea pâinii și vinului în trupul și sângele lui Hristos. Dar întrucât preotul este semnul viu al lui Hristos, în spatele acestor cuvinte, sus inimile, putem asculta chiar glasul lui Iisus care ne spune prin gura preotului, sus inimile, fiți atenți ce se întâmplă, ce urmează acum, minunea pe care eu o voi face prin preot, sus inimile. Deci nu numai atenție, nu numai mintea să fie atentă, dar și inima înălțată la Dumnezeu. Cu Hristos împreună, noi mergem sus, sus inimile, adică mergem către înălțimea crucii sale, acolo unde El și-a dat viața pentru mântuirea noastră. Cum citim în Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 12, versetul 32, spune Iisus așa, când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage pe toți la mine. De aceea vrea să ne înalțe prin gura preotului sus inimile, să ne înalțe sus, pe înălțimea crucii, acolo unde El și-a dat viața pentru mântuirea noastră. Ba mai mult, suntem atrași de Hristos spre cer. Ieri am avut sărbătoarea înălțării și am vorbit despre cer. Iisus a înălțat la cer și v-am explicat, nu mai fac încă o predică acum despre înălțarea Domnului la cer. La cer, acolo unde este așezat Iisus și șade la dreapta Tatălui și unde sunt mereu prezente pătimirea, moartea și învierea sa. De aceea preotul vrea să ne ridice inima, mintea, sus inimile, la înălțimea crucii și la cer, unde Iisus șade la dreapta Tatălui. Și drept răspuns, adunarea credincioșilor îi spune preotului și implicit îi spune lui Hristos, care vorbește prin preot, le avem la Domnul. Adică suntem atenți, nu suntem cu gândul acasă, nu știu unde, sus inimele, le avem la Domnul, Părinte, sau prin preotul Iisus. Iisuse, avem mintea noastră înălțată deja sus. Suntem gata să participăm la minunea pe altar. Cu toți suntem conștienți de ce ne cheamă Mântuitorul și ne dorim să ajungem și noi la înălțimea crucii lui Iisus. Ne lăsăm, cu alte cuvinte, purtați către înălțimile cerului în veșnicul prezent al lui Dumnezeu, unde evenimentul trecut al pătimirii și învierii sale se face prezent la fiecare sfântă liturghie și încă avem o pregustare pentru viitor a viitorului nostru veșnic de fii în Fiul. Vedeți, trecut, prezent, viitor. Și a avea sus inimile este, pe de o parte, o chemare mereu provocatoare pentru fiecare dintre noi, întrucât ne oferă posibilitatea de a lua distanță față de grijile și oboselile cotidiene de fiecare zi ale noastre, să creăm, să ne îndepărtăm de aceste griji. Ne așezăm cu totul în prezența lui Dumnezeu, ca să privim, a le privi în funcție de scopul nostru ultim, reprezintă de fapt, pe de altă parte, a avea inimile sus, împlinirea mișcării de convertire din întreaga noastră viață, care ne permite să realizăm spusele Sfântului Paul. Auziți ce frumos spune Sfântul Paul în scrisoarea către Coloseni, capitolul 3, versetul 2. Cugetați la cele de sus, sus inimile, le avem la Domnul. Cugetați la cele de sus, spune Sfântul Paul, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit
ci viața voastră este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Vedeți, toate au fundament teologic. Nimic nu-i pus în sfânta, în celebrare unei sfinte liturghii așa ca să fie acolo. Toate au o explicație. Toate au menirea să ne introducă în misterul sfânt care se celebrează la sfânta liturghie. Mai departe dialogul. Să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru, mai spune preotul. Și răspunde poporul, vrednic și drept este. Cuvintele ultimei părți a dialogului dintre preot și credincioși exprimă, de fapt, motivul pentru care toți suntem chemați spre înălțimile crucii, spre înălțimile cerului. Care e motivul? Ca să-i mulțumim Domnului. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru, pentru că vrednic și drept este ca să-i mulțumim, să-i fim recunoscători. Știți că mulțumirea este o floare rară, se spune, pe pământ. Noi cunoaștem englezii care excelează în acest mulțumesc, pilda lui Iisus, cei 10 leproși, pilda, vindecarea, 10 a vindecat Iisus, numai unul s-a întors și acela de neam străin. Tocmai ceea ce spune înțelepciunea populară că recunoștința, mulțumirea este o floare rară pe pământ. Iată, biserica ne îndeamnă aici, ne aduce motivul pentru care trebuie să avem inimile înălțate spre ceruri, ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul minunat al mântuirii care ne vine prin moartea și învierea lui Iisus, mister care se celebrează, se retrăiește la fiecare sfântă liturghie. Cu adevărat se continuă apoi, că mai sunt și alte detalii, dar sper să fie suficient să înțelegem acest dialog preot și poporul participant la sfânta liturghie. După acest dialog, tot ceea ce va urma va fi un act profund de recunoștință, prefață, adică conținutul prefață. Va fi un profund act de recunoștință care pleacă din inima bisericii, biserică formată din capul invizibil Hristos și noi, membrele sale, trupul mistic, spre inima Tatălui Ceresc. Și începe preotul așa, după ce a făcut dialogul, cu adevărat vrednic și drept este a-ți aduce mulțumiri și așa mai departe. Preotul, cu alte cuvinte, începe de aici să vorbească cu Dumnezeu. Cu adevărat, Doamne, vrednic să Te lăudăm, să-Ți mulțumim, să Te lăudăm, să Te preamărim. Oare ce i-a spus Iisus, ne întrebăm aici, pentru că toate pornesc de la ce a făcut Iisus la cina de taină, aceea facem noi la liturghie. Și ne întrebăm aici, oare ce i-a spus Iisus Tatălui Ceresc în seara cinei de taină, când a celebrat prima sfântă liturghie, înainte de a consacra pâinea și vinul în trupul și sângele său și a-l da ucenicilor împărtășindu-i, luați și mâncați, acesta este trupul meu. Mai întâi spune Evanghelistul, a spus o rugăciune de mulțumire, rugăciunea euharistică. Și ne întrebăm, oare ce a spus Iisus Tatălui în seara aceea a cinei de taină? Nu vom putea ști niciodată. Niciunul din evangheliști nu ne spune ce concret, în ce a constat, ce cuvinte a folosit Iisus în rugăciunea aceea de mulțumire, în rugăciunea aceea euharistică. Știm doar că a rostit o rugăciune de mulțumire și de binecuvântare în același timp. Dar, repet, niciun evanghelist, nici chiar apostolul Paul nu ne-a redat acele cuvinte prin care Iisus l-a binecuvântat pe Tatăl și i-a mulțumit. Limitându-se Sfântul Paul doar să ofere cuvintele sale numai asupra pâinii și vinului, luați și mâncați, luați și beți. Dar nu spune ce rugăciune a folosit el, ce cuvinte a folosit el în rugăciunea prealabilă, decât o rugăciune de mulțumire și o rugăciune de binecuvântare. Știm că Iisus, ca orice evreu practicant,
a pronunțat unele rugăciuni de binecuvântare a mesei. Evreii și astăzi, nu se așa, dacă sunt credincioși, că așa vor, cred, vor fi credincioși, ca și între ai noștri, una e a fi creștin și alta a fi credincios creștin. Un evreu credincios rostea rugăciuni de binecuvântare și de preamărire a lui Dumnezeu la masă și în restul, în timpul zilei. Dar nu vom putea ști niciodată care au fost cu exactitate, spuneam, cuvintele folosite de Iisus înainte de a se așeza la această ultimă cină, ultimă masă cu ucenicii Săi. Mulțumesc, Tată, Abba, cu toate acestea, dacă dorim să intrăm în taina acelei cine și să pătrundem trăirile Mântuitorului, putem să o facem ascultând rugăciunea prefației în continuare, care spune preotul, imnul de binecuvântare și de recunoștință care urmează imediat după dialogul inițial al rugăciunii eucaristice. Această rugăciune sau începutul rugăciunii eucaristice se numește prefață. De ce se cheamă prefață? Din cuvintele latinești pre, care înseamnă înainte, și fare, spun. Spun înaintea, spun în prezența. Adică este vestirea solemnă a aducerii de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și înaintea poporului ales, prefață, înaintea lui Dumnezeu, înaintea poporului ales, adunat pentru Sfânta Liturghie. Este unicul lucru vrednic și drept de cuviință și mântuitor pe care îl poate face un creștin, acela de a aduce mulțumire Tatălui și a-i cere binecuvântarea Lui. De aceea nu trebuie considerată această sau aceste prime cuvinte propriu-zise din prefață ca un preambul la partea principală care urmează îndată, vă explic. Urmează pur și simplu. Nu este o introducere, dimpotrivă este o acțiune. Repet, rugăciune eucaristică este o acție, o acțiune. Este o acțiune de aducere, de mulțumire și de sfințire care va continua pe tot parcursul rugăciunii eucaristice. Pentru că prefața cu dialogul acesta, începutul rugăciunii eucaristice. Voi continua în cateheza următoare să vă explic, să văd cum stau cu timpul. Cântând sau recitând prefața poate fi citită, se recomandă, cine are voce mai ales, preotul se recomandă să cânte prefața. Deci, indiferent citită sau cântată prefața, preotul care o citește sau o cântă trebuie să se îndrepte cu glasul său către Tatăl, conștient fiind că în el se unesc toate glasurile credincioșilor prezenți în biserică. În el se unesc glasurile și intențiile frumoase de mulțumire, de aducere de mulțumire, motivate, vom vedea îndată, ale tuturor credincioșilor. Mai mult decât atât, în această rugăciune noi putem intui prin credință glasul și trăirile lui Hristos însuși, care îl binecuvântează pe Tatăl și îi mulțumește pentru tot ce a făcut spre binele și mântuirea oamenilor. Pentru că venind pe pământ, înfăptuind opera de mântuirea noastră, Hristos a împlinit voința Tatălui. Și acum El aduce mulțumire pentru acest dar făcut omenirii. Prefața este o rugăciune care variază de la o duminică la alta, conținutul ei, de la o sărbătoare la alta, de la un timp liturgic la altul. Și ați sesizat, cred că dumneavoastră credincioșii, nu mai spun preoții, variația aceasta de conținut, dar în esență sunt câteva lucruri prezente la toate prefațele din tot timpul anului. În liturghie avem mai mult de 90 de astfel de rugăciuni, nu 20, ci 90. 90 de prefațe sau prefețe.
cu fiecare cu trei părți, fiecare din ele având trei părți, și anume prima parte în care preotul, dacă urmăriți cu atenție, preotul în prima parte se adresează Tatălui, spunându-i că e lucrul cel mai frumos și mai bun pe care îl poate face biserica, acela de a-i aduce mulțumire. Cu adevărat, vrednic și drept este să-ți aduce mulțumire. Ție, Tată, Părinte atotputernic. Vedeți, acesta e prima parte din conținutul prefaței. A doua parte aduce motivația pentru ce se cuvine să-ți aducem Tată mulțumire. Este explicat în continuare și diferit de la o sărbătoare la alta, de la un timp liturgic la altul, de la o duminică la alta. Motivul aducerii de mulțumire, care de cele mai multe ori este o expresie succintă a ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Această formă a rugăciunii, care prezintă în multe moduri diferitele daruri primite de la Hristos, spune ceva important despre rugăciunea creștină. Noi nu îi mulțumim Tatălui într-un mod generic, modul general, ci recunoscând în mod concret lucrările lui Dumnezeu în favoarea noastră, prin Hristos, singurul Mântuitor al lumii. Noi creștinii ne rugăm istorizând cum Dumnezeu este prezent în viața noastră, astfel că în momentul în care preotul înalță aducerea de mulțumire Tatălui pentru un lucru concret înfăptuit de Hristos, să ne gândim că și noi, să ne gândim la acest lucru și noi, pentru care experiența sau situația concretă din istoria vieții noastre am putea să-i fim recunoscători, să învățăm de acolo. Și avem atâtea motive pentru care se aduce mulțumire Tatălui prin Hristos. Putem învăța de la prefața aceasta începutul rugăciunii eucharistice. Și a treia parte a conținutului acestei prefațe se încheie cu mulțumirea lărgită la Biserica Cerească. Totdeauna se face această trimitere la Biserica Cerească, acolo unde îngerii, cetele de arhangheri, îngeri și sfinți se află în cerul și cântă neîncetat iubirea și slava lui Dumnezeu. Cam așa se are fiecare din cele 90 de prefațe, partea a treia din conținutul ei, de aceea împreună cu toți îngerii și sfinții și așa mai departe, ca să ajungă apoi îți cântăm sfânt, sfânt, sfânt. Vrem să cântăm împreună cu oștirea cerească, pentru că suntem conștienți că inimile noastre sunt sus la înălțimea cerului, întrucât suntem și noi alături de sfinți și de îngeri, ne unim cu imnul lor veșnic de laudă, care va urma imediat, cântarea Sanctus sau Sfânt, dar ne unim cu cei din cer, pentru că este o unică biserică, cu cele trei faze, faza luptătoare, noi care suntem pe pământ, faza suferitoare, cea din purgator, și faza cerească, cei care sunt în ceruri, sfinții care au ajuns la destinație. Și noi formăm acea împărtășire a sfinților pe care o trăim la fiecare sfântă liturghie. Ne unim de aceea la această cântare de laudă, de mulțumire, ne unim și cu răposații noștri, care prin milostivirea divină cântă și ei iubirea Domnului alături de toată biserica cerească. Atunci când se va termina Sfânta Liturghie și noi ne vom întoarce jos, adică în viața noastră cotidiană, ceva din noi înșine dar rămâne sus, dacă trăim cu adevărat liturghia. Pentru că, la urmă, părintele, prin diacon, când este, dacă nu părintele sau episcopul, ne trimite acasă, mergeți în pace. Dar mergeți și trăiți liturghia, mergeți jos la activitățile voastre obișnuite, dar ceva să rămână sus inima, ce ați trăit în biserică, ca să vă influențeze comportamentul vostru de peste zi.
și în sfârșit încheierea acestei preface se face cu cântarea aceasta numită Sanctus sau Sfânt de trei ori. Este cântarea cerului care atinge pământul, pentru că îngerii și sfinții în ceruri îi cântă neîncetat lui Dumnezeu Sfânt, 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 îl preamăresc, îi mulțumesc. Și prin această cântare cerul se unește cu noi cei de pe pământ ca să-i aducă celui atotputernic ceea ce îi se cuvine. Cântare de mulțumire, de laudă. Și aici trebuie să reținem faptul că întregul popor al lui Dumnezeu, de pe pământ și din cer, laudă preasfânta treime pentru mântuirea obținută de Hristos pentru noi oamenii. Cuvintele sale provin în cea mai mare parte din Isaia 6:1-4 și din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan, ultima carte a Bibliei. În această carte, Apostolul Ioan este răpit în duh spre înălțimea Ierusalimului Ceresc și la un moment dat vede tronul lui Dumnezeu înconjurat, așa descrie el în Apocalips, vede tronul lui Dumnezeu înconjurat de ființe cerești care, citesc din Apocalips, zi și noapte spuneau fără încetare, Sfânt, 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 Domnul Dumnezeul cel atotputernic, cel care era, care este și care vine. Apocalips 4:8. Ei, în viziunile sale asupra tronului lui Dumnezeu din cer, Apostolul Ioan întrezărește mereu, atenție, mielul, mielul, mielul lui Dumnezeu. Acesta este numele liturgic al lui Hristos, mielul, cel care în jertfele Vechiului Testament era sacrificat noaptea Paștele ideilor, asta, în asta consta sacrificarea mielului, cu sângele lui erau unși, unși ușorii casei, în așa fel încât îngerul nimicitor să-i cruțe. În Noul Testament, jertfele vechi au fost înlocuite de unica jertfă a mielului fără pată, Hristos, mielul lui Dumnezeu. Acesta este numele liturgic al lui Hristos, răstignit și înviat glorios din morți. Cu alte cuvinte, crucea Mântuitorului și învierea, învierea sa sunt mereu prezente înaintea tronului lui Dumnezeu. Prin cruce și înviere, misterul pascal, acesta este, cum spunem, o să explic mai detailat la momentul potrivit, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Prin cruce și înviere, sfințenia lui Dumnezeu a umplut pământul, iar orice om care își deschide inima prin credință lui Hristos este atras mereu mai mult spre iubirea celui de trei ori sfânt, că totul în Dumnezeu este iubire și merită, nu numai din partea cerului, permanent să-i cântăm, să-i mulțumim, să-i spunem sfânt, 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 dar și noi, cei de pe pământ, să ne unim cu această cântare. De altfel și restul cuvintelor din imn, imnul acesta sfânt, ne amintesc de evenimentele care au precedat răstignirea lui Iisus. Să ne aducem aminte când Iisus a intrat ultima dată în orașul Ierusalim, unde avea să înfăptuiască misterul mântuirii noastre, a fost întâmpinat spontan de mulțimile evreilor și copii și adolescenți și vârstnici, cu osanale, spunând osana întru cel în înaltul cerului. Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului. Aceste cuvinte, de fapt, sunt luate din cartea Psalmului 118, versetul 26. Și au fost cântate de popor când Iisus a intrat în Ierusalim, mergând în mod conștient spre propria pătimire. În următoarele momente ale rugăciunii, ce v-am explicat în cateheza de astăzi și o închei acum, este doar începutul rugăciunii eucharistice din cadrul părții a doua principale a liturghiei numită liturgia eucharistică. În următoarele momente ale rugăciunii eucharistice, cea mai minunată rugăciune de pe pământ,
vom continua să stăm înaintea tronului lui Dumnezeu, acolo unde este mereu prezentă jertfa mielului dumnezeiesc. Această prezență vie ne permite să-L vedem în credință pe Hristos care vine între noi la fiecare sfântă liturghie. Vă mulțumesc pentru atenție și acum plecați-vă fruntea pentru binecuvântare, mulțumindu-i lui Dumnezeu și mulțumindu-vă și eu dumneavoastră tuturor. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Lume, privești la cer.